zăpadă. Gheață. Noroi. Macadam. Asfalt. Pericole. Derapaje. Într-un cuvânt, spectacol. Dacă e martie, se turează motoarele în campionatul național de raliuri. Noutăți pe toate fronturile, calendar, regulament, mașini și concurenți. Și în 2014, raliurile sunt la Dolce Sport, iar în plus avem și Formula 1. La Rally Magazin începe sezonul 2014. Ca de obicei, odată cu prima lună de primăvară calendaristică, debutează spectacolul în campionatul național de raliuri. În acest an ar fi trebuit ca sezonul să debuteze în februarie la Sibiu, însă din păcate îndrăznețul plan al sibienilor s-a dovedit prea îndrăzneț. Despre aceasta însă vom vorbi mai târziu. Onoarea de a deschide ostilitățile a rămas și în acest an apanajul Brașovului. Tez Rally Rom Telecom, ajuns la ediția cu numărul 43, poate oferi și în acest an surpriză la capitolul condiții meteo, chiar dacă această iarnă a fost extrem de caldă și lipsită de precipitații. Anul trecut, etapa brașoveană a fost un adevărat raliu de iarnă. Un gernă praznic a sezonat cu ninsori abundente, punând la grea încercare echipajele, făcând totodată și numeroase victime. Anul trecut, pentru a doua oară consecutiv, campionatul a stat sub semnul dominației autoritare a vicecampionului mondial din 1993, François Delcour. Francezul și-a adjudecat al doilea titlu al României după ce a câștigat 7 din cele 9 etape ale sezonului, dacă o socotim și pe cea de la Tulcea, când a fost descalificat din vina echipei sale de asistență tehnică. Titlul de vicecampion în 2013 a plecat în Ungaria, după ce David Botka, deși a participat la numai 7 etape, s-a dovedit un adversar redutabil și extrem de rapid. În sfârșit, după o pauză de 3 ani, podiumul a fost monopolizat de stranieri, bronzul în finalul sezonului fiind adjudecat de Marco Tempestini. În competiția automobilelor cu două roți motrice, grație unui debut de sezon foarte bun, Alexandru Filip și-a păstrat titlul de campion, în ciuda dominației autoritare în etapele de macadam a lui Adrian Răspopa. Un fapt inedit pentru automobilismul autohton a fost Gala Campionilor 2013, care a avut loc în luna februarie acestui an, dorindu-se o avanpremiera noului sezon. Alături de laureații de la raliuri, în cadrul galei și-au primit trofeele și performerii din celelalte campionate organizate de Federația Română de Automobilism Sportiv, cum ar fi cele de viteză în coastă, karting sau off-road. În fiecare an, regulamentul suferă modificări mai mari sau mai mici. Nici 2014 nu face excepție. După 2 ani de quasi-anonimat, din 2014 se va alcătui, la fel ca și în campionatele internaționale, un clasament al copiloților, cei fără a căror indicații piloții nu ar reuși niciodată să fie la fel de rapizi. Datorită numărului mic de automobile înscrise la clasele 5, respectiv 6, rezervate automobilelor cu două roți motrice, în acest an se va alcătui un clasament comun pentru cele două categorii. De asemenea, foarte important este că în cadrul clasamentului pe echipe vor conta punctele marcate la categoria două roți motrice și nu numai cele de la clasă, ca până acum. După un sezon de tranziție cu 9 etape în 2013, necesar pentru introducerea regulii de retrogradare a celui mai slab raliu din sezon, în 2014 am trecut în extrema cealaltă și vom avea numai 7 etape. Și asta pentru că, din păcate, după 12 ani, raliul Sibiului nu mai face parte din calendarul competițional al campionatului național. Propus ca și etapă de iarnă pentru păstrarea în campionatul european de profil din cauza durității traseului de macadam, raliul Sibiului s-a împotmolit în probleme financiare pe de-o parte, dar a căzut victimă și ambițiilor organizatorilor, în principal la capitolul traseu. Ediția 2014, programată la jumătatea lunii februarie, ar fi trebuit să includă și o specială pe Transfăgărășan, ceea ce în condiții de iarnă reprezenta un hazard major la capitolul siguranța concurenților.
Toate acestea au condus la anularea raliului Sibiului, cel puțin pentru moment. Etapa sibiană urmând să fie evaluată ca și etapă de asfalt, iar dacă lucrurile ies bine, atunci data de desfășurare va fi în luna octombrie, însă numai ca etapă în campionatul european. Alături de Sibiu, din calendar a dispărut și raliul Banatului, considerat cel mai slab organizat raliu în 2013. Așadar, numai 7 etape în acest an. În deschidere, conform tradiției, raliul Brașovului, subtitulatura de Tez Rally Rom Telecom. Mai apoi, caravana campionatului va trece în campania primăvară-vară pe la Arad și Tulcea în luna mai, Cluj în iunie și Bacău în iulie, înaintea vacanței de vară. Sezonul se va încheia devreme în 2014, mai exact în septembrie, când sunt programate raliurile Iașului și Harghitei. În intersezon, campionatul s-a îmbogățit cu câteva automobile de top, dar au avut loc și schimbări de componență ale echipajelor, ca și a echipelor. Cele mai multe noutăți sunt în tabăra celor de la BCR Leasing Rally Team, 3 noi membri și un model de ultimă generație. După 3 ani în care a evoluat cu modelul Lancer Evo 10, reușind 2 titluri de campion al clasei 3, Edwin Chieleti va pilota în 2014 un ultra-performant Ford Fiesta R5, cea mai nouă specificație tehnică de automobile de concurs pentru campionatele regionale și naționale. Sper ca astrele, astrologia, șamanismul și toate celelalte laturi mai puțin cunoscute ale lumii care ne înconjoară să concure, să convergă și să încerce să-și dea mâinile în așa fel încât să ne apropiem de un obiectiv pe care îl stabilim, zic eu, realist. Sperăm să putem să ajungem să ne batem pentru un loc în top 3 al campionatului la general la sfârșit de sezon. Asta e targetul nostru. De aici și până să visăm la titlul de campion e un pic departe. Să nu uităm că avem niște piloți foarte buni, atât cei veniți din străinătate, pe care nu-i mai enumerăm, că îi cunoaștem, cât și colegii din intern, care sunt foarte rapizi și beneficiază și ei de mașini foarte puternice. Așa că e departe de a fi ușor, dar tocmai asta e frumos, după părerea mea, să fie o luptă puternică, o luptă grea, bărbătească și fiecare care va fi sau se va dovedi a fi mai bun sau într-o conjuncție mai bună cu astrele să câștige. Componența echipei a suferit modificări de substanță. Practic, în afară de Edwin Chieleti, toți ceilalți membri ai teamului sunt noi. Dublul campion național Gergo Sabo s-a alăturat teamului urmând să piloteze același model din ultimii ani, Mitsubishi Lancer Evo 10 R4, secundat de Caro Iborbeli. Cei doi au un plan și câteva etape cu un model Skoda Fabia Super 2000. Se bucură foarte mult să lucreze cu o echipă profesionistă ca și Coina Motorsport și să adune puncte multe într-o familie foarte mare, cum este BCR Leasing Rally Team. El așa simte că a venit într-o familie foarte primitoare și va da totul pentru a face performanță. Crede că experiența de până acum a echipajului va aduce un plus. Privința rezultatelor de anul acesta, avem toate, să spunem, condițiile pe care atât Corina Motorsport cât și sponsorii noștri ne le asigură și crede că poate fi mai rapid decât a fost anul trecut. Sunt colegi care au mașini mult mai performante ca noastră, dar nu ne ascundem după gard nici noi, adică ținem steagul sus, este o mașină bună, este o mașină care se poate merge foarte bine și vom face tot posibilul să mergem cât mai constant și cât mai tare. Obiectivul final este de a termina fiecare raliu pe podium și la final să fim, bineînțeles, pe podium. Asta ar fi un stat pe care noi ne-l-am propus și la care putem spune că putem visa cu ochii deschiși fără niciun fel de problemă. Revenit anul trecut în campionat după o pauză destul de lungă, Sorin Badea a revenit la volanul unui model 4x4 turbo, după ce anul trecut a pilotat un Citroen DS3 R3T cu numai 2 roți motrice. Pilotul sibian va puncta la clasa 11, clasa mașinilor neomologate, avându-l în dreapta pe Florin Dorca. Planurile sunt importante. Asocierea mea și a copilotului meu Florin Dorca cu BCR
Leasing Rally Team este un catalizator pentru performanță, având în vedere pedigriul acestei echipe în anii precedenți și mai ales componența extrem de selectă din anul ăsta alături de doi campioni. E clar că suntem condamnați la performanță, așa că firește, de aici derivă și obiectivul nostru personal. Vrem să ne urcăm pe podium la fiecare etapă și dacă totul funcționează bine, îndrăznesc să sper că putem să aspirăm la un titlu de campion la grupa H. Tripleta de noi membri ai teamului BCR Leasing este completată de Adrian Tezlovan, ce va evolua în cadrul cupei Dacia. Campionul antitra al categoriei două roți, Alexandru Filip, va reprezenta echipa însă în plan extern, el optând ca în 2014 să abstenteze din campionatul intern în favoarea unui program competițional în campionatul european. În absența unui buget care să-i permită să intre în luptă la vârful ierarhiei, Valentin Porcișteanu va absenta din campionat, cel puțin la prima etapă. Napoca Rally Academy are la rândul său o serie de noutăți pentru 2014. Anunțată încă de la finele sezonului trecut, trecerea lui Simone Tempestini pe un automobil Super 2000 este certitudine. Tânărul italian urmând să piloteze un Peugeot 207 în întrecerea internă. Simone are în 2014 și un ambițios program extern, el urmând să participe și la etape de campionat european. Însă mult mai important, va face un program complet în Junior VRC cu un Citroen DS3 R3T. Juniorul Florin Tincescu, vicecampionul cupei Dacia de anul trecut, a fost promovat la Citroen C2 R2. El având de asemenea susținerea pentru un program extern, mai exact în competiția rezervată juniorilor din campionatul european. După un an petrecut la cupa Dacia, Vlad Cosma a revenit la modelul Citroen C2 R2 pentru 2014. În 2012, în cadrul premiilor Rally Magazine Awards, Bogdan Marișca și Sebastian Ito au primit un premiu special pentru cei 15 ani alergați împreună, cei doi fiind cel mai longeviv echipaj din campionat. La finele sezonului cu numărul 16, Bogdan și Sebi au ales drumuri separate. Sebastian Ito va îndruma pe Adi Moisescu, pilot aflat la începutul carierei. Bogdan, ca de obicei, a păstrat un mister total vis-a-vis de noul copilot și mașina cu care va concura în acest sezon. Unele surse dau ca sigură apariția sa cu un model Super 2000, probabil Skoda, în condițiile în care la sfârșitul sezonului 2013 clujeanul a afirmat răspicat că nu va mai alerga cu vechiul Lancer Evo 9 de clasă 3. Rămâne să aflăm peste câteva zile la Brașov. În sfârșit, liderul teamului Napoca Rally Academy, Marco Tempestini, va evolua cu un Ford Fiesta R5, model cu care a luat startul și la două etape în 2013. Echipa campioană SD Rally Team-ul va avea ca port drapel tot pe campionul ultimelor două sezoane, francezul François Delcour, ce va evolua cu același model Peugeot 207 Super 2000. Câștigătorul cupei Dacia din 2013, Raul Badiu, a fost promovat la grupa mare a mașinilor cu două roți motrice. Tânărul sibian urmând să piloteze un Renault Clio R3. Raul are și un nou navigator, pe Levente Cegzi, ex Rareș Tomiță. La cupa Dacia va evolua ca și acum două sezoane Bogdan Barbu, care va primi replica de la câștigătorul cupei Suzuki de anul trecut, Alex Mirea, care va puncta pentru Napoca Rally Academy.
După eșuarea negocierilor cu timul SD, pentru care a punctat în a doua parte a sezonului trecut, vicecampionul David Botca a anunțat un program limitat la numai 3 etape în campionatul românesc. El urmând să se concentreze pe campionatul din țara de origine. Botca a făcut și el un pas înainte la capitolul material de concurs, maghiarul achiziționând un Peugeot 207 Super 2000. După ce a fost antrenor la Jocurile Olimpice de la Sochi, fratelui său Alexandru Barbu, care a participat la proba de schi alpin, Sebastian Barbu va lua startul în acest sezon la volanul unui model 4x4, respectiv Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ex Valentin Porcișteanu. Sibianul și-a făcut debutul pe acest model la Sibiu Rally Show anul trecut, având o evoluție mai mult decât promițătoare. Startul în sezonul 2014 al campionatului național de raliuri Dunlop se va da în mod festiv joi 20 martie în piața Sfatului din Brașov la ora 19:30. Tez Rally Rom Telecom are un traseu compus din 11 probe speciale împărțite în două zile de concurs, vineri și sâmbătă, lungimea totală a sectoarelor cronometrate fiind de 137,22 de kilometri. În programul zilei de vineri sunt prevăzute 5 probe speciale, Pârâul Rece, Râșnov, Valea Ohabei, Poiana Mărului, prima zi urmând să se încheie în centrul Brașovului cu super speciala Brașov Rally Show. Traseul acestei probe spectacol va fi amenajat în perimetrul prefecturii și primăriei, startul primului concurent fiind la ora 20:14. Sâmbătă vor fi parcurse în ordine specialele Poiana Brașov, Râșnov Pârâul Rece, Babarunca, Cheia și din nou urcarea în Poiană, respectiv urcarea în Pârâul Rece. De departe, probele regină sunt Babarunca și Cheia pe drumul național DN1A, care pe lângă lungimea de peste 27 de kilometri au o configurație ce pune la grea încercare abilitățile piloților. Nu în ultimul rând, în zona pasului Bratocea sunt cele mai mari șanse să apară condițiile de iarnă. Din acest motiv, după experiența de anul trecut, în 2014 este permisă la Tez Rally Rom Telecom folosirea pneurilor tip Monte Carlo cu ținte. Pe lista de înscriere a primei etape din sezonul 2014 se regăsesc 53 de echipaje, însă este posibil ca numărul acestora să mai crească până la ora startului. Avem și doi oaspeți de peste hotare. Boris Grigorov din Bulgaria, ce va pilota un Citroen C2 Super 1600, respectiv maghiarul Karoi Kohazi, un BMW T3. Acesta din urmă a participat și anul trecut în România, la raliul de la Cluj. În acest an, o altă noutate o reprezintă introducerea clasei rezervate vehiculelor istorice. La Brașov putând fi urmărită evoluția a trei Ford-uri Escort MK1 și 2, respectiv a unui BMW 1602, mașini care au scris pagini de legendă în anii 70. Tez Rally Rom Telecom se anunță ca de obicei un eveniment spectaculos la care vă invităm să mergeți, să vedeți evoluția concurenților. Nu veți regreta! Toate detaliile despre etapa brașoveană, precum și informații despre desfășurarea evenimentului, le găsiți pe site-urile noastre rallymagazin.ro și cnr.ro. Cronica detaliată a Tez Rally Rom Telecom o veți putea urmări duminică, 30 martie, la Dolce Sport. Eu sunt Alexandru Tămășescu și până la următoarea întâlnire cu raliurile vă spun la revedere!